Salutare, dragi prieteni, și bine v-am regăsit! Eu sunt Andrei de la Ecovent și astăzi vreau să discutăm despre cum putem să luptăm împotriva virozelor și a răcelilor din școli și din grădinițe. Hai să începem! Ne aflăm în acea perioadă a anului când în grădinițele și în școlile din România se răspândesc tot mai mult virozele de răceală, gripă, și copiii noștri, mai ales cei de la grădiniță și cei din clasele mici, au de suferit destul de mult din cauza asta. Cum putem să luptăm noi împotriva acestui fenomen? Ce este foarte important de înțeles este că copiii noștri petrec timp în aceeași încăpere cu 20-30 de copii și acești copii inspiră și expiră același aer, fiindcă stând ore întregi în aceeași încăpere, inevitabil, un singur copil, dacă ar fi bolnav, toți copiii o să inspire și o să expire aerul expirat de acel copil. Soluția cea mai simplă pentru ameliorarea acestui fenomen este echiparea școlilor și a grădinițelor cu purificatoare de aer. Purificatoarele de aer sunt niște echipamente care trec aerul din încăpere prin niște filtre foarte fine care rețin acolo, pe filtru, bacteriile, microbii, praful din încăpere și toate substanțele nocive din aer și în felul ăsta acele bacterii și microbi care sunt eliminate de copiii bolnavi nu mai ajung să fie inhalate de către copiii sănătoși. Și mă bucur că tot mai multe școli și grădinițe au început să achiziționeze, să echipeze școlile și grădinițe cu aceste tipuri de echipamente, având grijă de sănătatea copiilor care se află în încăpere. Totuși, purificatorul de aer are un mare neajuns, și anume faptul că nu poate să elimine și dioxidul de carbon din încăpere și nu poate să aducă aer proaspăt plin cu oxigen de afară. Așa că soluția cea mai eficientă este montarea unui sistem de ventilare cu recuperare de căldură, care ce face este să elimine cu totul aerul viciat din încăpere plin de microbi, bacterii, virus, împreună și cu dioxidul de carbon și cu excesul de umiditate și să aducă în același timp un aer proaspăt de afară care este filtrat prin niște filtre foarte eficiente și aerul respectiv este un aer plin de oxigen. Iar copiii noștri care se află câte 20-30 în aceeași încăpere, este foarte important să aibă un nivel de oxigen optim în încăperea respectivă ca să poată să fie și ei eficienți la rândul lor. Fiindcă dacă nu există o soluție de ventilație în încăperea în care copiii își petrec timpul, în câteva ore nivelul de dioxid de carbon din încăperea respectivă depășește cu mult normele admise de 1000 de părți pe milion și ajung la 3, 4, 5000 de părți pe milion în încăperea respectivă. Acestea sunt contexte în care copiii efectiv nu au cum să fie productivi, nu au cum să fie atenți. Un fapt interesant este că peste 98% din școlile și din grădinițele din România nu au altă soluție de aerisire decât deschiderea geamului. Dar ce se întâmplă pe timp de iarnă? Păi nu putem să deschidem geamul fiindcă ne trage curentul. Și în felul acesta copiii noștri stau în aceeași încăpere respirând același aer și dacă este un singur copil bolnav o să-și împartă bacteriile cu toți ceilalți copii și în momentul în care crește nivelul de dioxid de carbon dintr-o încăpere, creierul nostru intră într-o stare de letargie, într-o stare de apatie. Așa că ce pretenție putem să avem noi de la copiii noștri să fie atenți, creativi în momentul în care sunt la școală, în momentul în care nivelul de CO2 din încăpere respective depășește 3-5 mii de părți pe milion, în condițiile în care nivelul maxim admis este de 1000 de părți pe milion. Totuși, un fapt îmbucurător este că există fonduri europene prin care școlile și grădinițele din România pot să-și monteze soluții de ventilare cu recuperare de căldură pentru creșterea eficienței energetice a instituțiilor de învățământ și pentru creșterea confortului în care copiii noștri învață. Mă bucură foarte mult că există deja și inițiative prin care să se răspândească aceste informații. Cea mai frumoasă inițiativă de acest fel este inițiativa școlisănătoase.ro, inițiată și coordonată de către domnul profesor conferențiar universitar domnul Tiberiu Cătălina, care ce a făcut este că a luat de la mai mulți producători soluții de ventilație cu recuperare de căldură special destinate școlilor, a montat în fiecare clasă câte o soluție de ventilație cu recuperare de căldură, soluții pe care le monitorizează ca să arate exact care este rezultatul eficienței energetice și nivelului de dioxid de carbon în încăperile în care avem ventilație comparativ cu alte încăpere în care nu există ventilație. Iar aceste rezultate o să fie împărtășite cu directorii de școli, grădinițe și toate instituțiile abilitate care pot să ia decizii în legătură cu ventilarea școlilor din România. Și noi, Ecovent, am montat în această școală un sistem de ventilare cu recuperare de căldură, BSK școlar, și de-abia așteptăm rezultatele pentru a vă prezenta care este diferența între o clasă ventilată
și o clasă neventilată. Iar pentru partea de purificatoare de aer, avem două echipamente foarte eficiente care se potrivesc foarte bine pentru școli și pentru grădinițe, și anume modelul Core 400S de la Levoit și Core 600S de la Levoit. Pentru mai multe detalii, te rog frumos să intri pe linkul de mai jos de aici din descriere, unde o să vezi și purificatoarele de aer și sistemele de ventilare cu recuperare de căldură, și acolo pe site poți să discuți în chat cu un specialist de la noi care să îți răspundă la toate întrebările, în așa fel încât tu să poți să iei cele mai bune decizii pentru tine, pentru familia ta și pentru școala ta. Cam atâta pentru astăzi, eu am fost Andrei și până data viitoare, nu uita, arisește-ți permanent locuința, școala, grădinița și ai grijă de sănătatea încăperilor în care îți petreci timpul.